această perioadă a sărbătorilor prepascale, activitatea noastră este orientată în special pe agenții economici care comercializează produse specifice acestei perioade. Este vorba de comercializarea carcaselor sau cărnii de miel în spațiile special amenajate sau în magazine de specialitate, comercializarea ouălor. În weekendul trecut am avut o solicitare mai mare pentru comerțul cu pește, pentru că a fost sărbătoarea florilor și a fost dezlegare la pește. Colegii noștri, medici veterinari din toate circumscripțiile și din piețe, sunt prezenți în piețe pentru a supraveghea comerțul, igiena, documentele, astfel încât pe masa argeșenilor să ajungă produse de calitate și sigure din punct de vedere sanitar-veterinar. Ce trebuie să știe cetățeanul atunci când merge la cumpărăturile pentru sărbătorile pascale? Pentru că, așa cum spuneați, oamenii vor cumpăra foarte multe carne de miel. La ce trebuie să fie atenți? În primul rând, cumpărarea acestor produse trebuie să facă doar din unități autorizate sanitar-veterinar. Adică să nu cumpărăm produse de la colț de stradă. Chiar dacă este vorba de producători, în piețe există spații amenajate special pentru producători privați, care nu sunt organizați într-o formă juridică, dar sunt pur și simplu comercianți. De acolo se pot cumpăra pentru că sunt sub supraveghere sanitar-veterinară. Dacă este vorba de comercianți care stau pe la colțuri prin piață și pe care prin portbagaje de mașini, nu recomand pentru că nu știm proveniența produselor, nu cunoaștem valabilitatea lor, nu sunt verificate sanitar-veterinar și într-o eventuală și nedorită toxinfecție alimentară nu putem să facem o trasabilitate. De aceea vă recomand, achiziționați produse, carne de miel, produse specifice, fapt sărbătorilor pascale, doar din aceste unități autorizate sanitar-veterinar, pentru că acești agenți economici sunt înregistrați la noi, sunt verificați de către medicii din zona arondată și produsele practic sunt sigure pentru consumul dumneavoastră. Fac precizarea că anul acesta și nici anul trecut nu am avut nicio toxinfecție alimentară, tocmai datorită vigilenței colegilor mei din teritoriu. Vreau să mai adaug un singur lucru important. După ce faceți achiziția de orice produs care are nevoie de respectarea regimului termic, folosiți o distanță sau un termen de păstrare acestora până ajungeți cu el la frigider sau la congelator, foarte scurtă, astfel încât procesul de alterare să nu înceapă, dacă îl țineți într-o mașină, nu știu, cumpărați brânză sau carne și stați la cumpărături mai multe ore, ajungeți la sfârșitul zilei acasă, e posibil ca procesul de alterare să înceapă, adică cu siguranță, și astfel puteți să vă puneți în pericol sănătatea consumând un produs deja alterat. Profit de această ocazie pentru a vă asigura de seriozitatea, de eforturile pe care le depunem, astfel încât dumneavoastră să beneficiați de produse de calitate pentru masa de Paște și să vă urez sărbători cu sănătate, cu lumină și siguranța că noi ne facem datoria.